Aș vrea să vă rog să ne descrieți dumneavoastră cum ați trăit acest moment al atacului, ce s-a întâmplat, vă aflați acum la adăpost, ați fost informați din timp? Eu exact am ajuns acasă, am aterizat după o săptămână după conferință din Italia, exact 5 minute înainte de a porni alarma. Exact 5 minute, am reușit doar să-mi pun valizele, am desfăcut geanta și în momentul ăla a fost alarma și doar acum, după aproape o oră și ceva, am primit anunțul că putem ieși din zona apărată, care este sigur la noi în casă, deci este o cameră făcută toată din beton, cu filtre, și acolo suntem obligați să stăm minimum 10 minute de la alarma ultima ca să putem să fim apărați. Ați mai primit și alte informații. Se mai așteaptă un alt val de atacuri. Ce anume vi s-a transmis până la acest moment? Absolut nimic, pentru că suntem legați de radio și de televizor. Să nu uităm că în urmă cu o oră a fost un atac în Iafo, Tel Aviv, pe strada principală. Doi teroriști au omorât, au venit cu mitraliere. Sunt oameni care au, acești teroriști au fost în tren, deci în tramvaiul care îl avem nou în Tel Aviv, și au scos mitraliere și au omorât oameni. Deci asta este o nebunie, chestia asta, iar acum pentru prima dată am deschis televizor și mă uit să văd aceste rachete care apar ca niște artificii, deci pare ca o chestie de veselie, dar este un lucru absolut incredibil. Și nu este prima dată când Iranul atacă Israelul. S-a mai întâmplat și în aprilie. Absolut, sunt imagini absolut terifiante cele pe care le avem cu rachetele care cad deasupra Israelului și din acest punct de vedere vreau să vă întreb care este starea de spirit a locuitorilor, ce spun oamenii sau ce spun apropiații dumneavoastră, cum resimțiți? Mai este Israelul sigur? Vă gândiți la un moment dat să plecați dacă acest război continuă și această stare de instabilitate? Nu ne gândim să plecăm, nu ne-am gândit niciodată, asta este locul în care am ales să trăim. Dar sigur că fiecare simte chestia asta în alt fel. Fetele mele au o fetiță mică, au trebuit să fugă cu ea în timp ce dormea, un bebeluș de un an, în camera de siguranță. Este o nebunie să ne gândim că sunt oameni în vârstă, oameni în spitale, oameni care nu se pot mișca, oameni handicapați, copii bolnavi, oameni care se pot răni doar dacă fug din cauza că sunt alarmați în această cameră. Deci este un dezastru. Sigur, încercăm să ne calmăm și să fim cât putem, să zicem, să fim mai cerebrali decât mai din burtă. Dar sigur că este absolut un dezastru. Nu a mai fost așa ceva niciodată. Sigur că acum diferența este că Iranul este un stat. Nu sunt o organizație teroristă de care poți ai grijă mai mult sau mai puțin ca Hezbollah sau ca cei din fâșia Gaza, dar ăsta este un stat. Deci în momentul în care un stat te atacă, este, cum se zice, o altă operă. Este cu totul și cu totul altceva. Care credeți că ar trebui să fie răspunsul Israelului în perioada următoare? Nu sunt un om de politică și nu sunt un om de armată, dar după cât și ceea ce se aude la televizor, Israelul va avea o reacție foarte mare și foarte, foarte, hai să spunem, accentuată, absolut accentuată, pentru că nu se poate așa ceva. Nu există așa ceva. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Vă rog să ne povestiți cum v-ați adăpostit. Înțeleg că ați mers cu pacienții dumneavoastră într-un adăpost. Și unde s-a întâmplat asta? Eu lucrez la un spital de recuperare în Ajdod. Avem aici 3 camere care sunt blindate și ne putem izola cu o parte din pacienți care sunt pe scaune cu rotile și pot fi deplasați mai ușor. Am avut 3 avertismente, au fost 3 atacuri asupra Ajdodului. Am reușit să intrăm la adăpost, să închidem ușile și geamurile blindate și să stăm atâta timp cât armata ne-a spus să stăm în adăpost, să nu ieșim, că suntem în pericol. În acest moment, din cauza atacului cu rachete iraniene, au fost victime, din ce știți dumneavoastră? Nu au fost victime. În urma acestui atac nu au fost victime.
Cel puțin nu suntem informați acum. Da, explicați-mi. Probabil că va dura puțin timp explicați-mi. Ca să aflăm exact. Da. Noi am văzut aceste imagini, ele rulează și ne întrebăm dacă, poate din presa pe care ați urmărit-o în Israel, știți, Iron Dome a fost pătruns de rachetele iraniene, au trecut de celebrul Iron Dome. Dacă aveți aceste informații, din ce se transmite în presă? Nu știu nimic despre asta, mă uit televizor la știrile în limba ivrit. Nu este. Nu sunt știri care sunt cu explicații despre ce v-ați întrebat. Deocamdată la televizor sunt foarte multe știri care sunt concentrate pe ce are de gând să facă Israelul și America, cum vor răspunde la acest atac. Sunt multe speculații, este foarte multă agitație. Mâine este aici anul nou, cum spunem noi, Rosh Hashanah, și lumea este foarte atât și întristată. Băiatul meu este în armată și sigur că sunt îngrijorată. Este în armată? Este implicat în acțiunile armatei acum? Da, mai are încă 2 luni până să sperăm că va termina armata. Trebuie să termine armata în decembrie. Vă întrebam dacă știți dacă se află în zona Libanului sau nu sunteți informată de aceste... Nu. Da. Nu este în zona Libanului. În acest moment... Da. În acest moment vi s-a recomandat să rămâneți în adăpost sau puteți deja să ieșiți? Pericolul a trecut? Nu, acum putem ieși, dar trebuie să fim aproape de adăpost. Aproape de adăpost. Este foarte mare agitație și frică, pentru că oamenii continuă să facă pregătiri pentru sărbătoare. Se întorc de la servici și este panică foarte mare. Categoric, este ceva... de amploare. Nu știm exact cu cine avem de măsurat. Nu înțelegem mare este pericolul cu Iranul.